Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din The Crew 2. Este o open beta și puteți să-l jucați de pe 21 până pe 25 iunie. Așa că hai să dăm drumul să vedem ce poate acest joc. Eu l-am jucat acum un an, The Crew 1, și mi-a plăcut foarte mult povestea cât și grafica. Iar hai să vedem ce oferă The Crew 2. Pentru că am înțeles că te poți transforma dintr-o mașină, poți să te transformi într-o barcă sau un avion, că este de genul ăsta, și sunt chiar curios cum o să fie treaba asta. Bun. După cum știți, eu mi-am făcut un program pe YouTube și încerc să mă țin de el, să postez în fiecare joi. Nu știu dacă o să fie programul standard, dacă o să mai schimb, dacă o să schimb gen ziua, dar în principal o să fie joi. Poate acest clip o să fie postat duminică, pentru că luni se dă prima sesiune de bacalaureat și știu, e stresul ăsta mare cu bacul, 4 ani în 3 ore și na, știu că contează foarte mult examenul acesta, așa că nu știu, ca să vă simțiți mai bine, ca să puteți să dormiți bine la noapte, vă ofer acest open beta, doar așa că urmează o zi importantă pentru voi, mă rog, pentru cei care dau bacul. Ok, așa. Yuki Carter. Hey, call me Hiro. Pleasure to meet you. I was beginning to think you and your driver weren't going to make it. I'm from Live, the camera company sponsoring this race, and I'll be heading up this event. Walk with me. Look. Thanks again. I'm really stoked about this. Thanks for giving us the shot. Don't mention it. We're always on the lookout for new talent, and you and your friend fit the bill. And I don't have to tell you this, but you do right by yourselves in this race, and you'll see a lot of doors opening up for you. Gotcha. We won't disappoint you. Disappoint me? That's Mama, dar nori ăștia nu-mi plac deloc cum arată, să-mi bat piciorul. The events my company organizes are a feeder for every racing family out there. You do want a race, yes? Yes, of course. Vreau să fac un race. E viața mea. I guess nobody wants to see nobody's. Trust me. Just show the world what you've got this one. You'll get followers like that. Pe bune? Race, you'll find your options and your followers increasing. We'll give it our best. Am înțeles. I don't want your best. I want legendary badass. Anyway, I've got to go. Something about putting on a race. Best of luck. Okay, thanks. Okay, thanks. Haide cu pupincurismul ăsta și hai la cursă, că noi vrem să vedem cum e cursa asta. Lasă cu vorbăreala. Cu dulcegăriile astea ieftine de două parale. Mamă, deci sunt curios cum este la optimizare, deci mi-e frică. Deci mi-am pus textura pe hai, ești nebun, am pus... adică și eu sunt ăsta nebun, știi, sadic. Dar având în vedere că am 4 giga pe placă video, se rupe re! Așa. Ok. Ok, am înțeles. Ok, ce ne prezinți? Arată-ne! Ia, hai că acum începe, ia. Mamă, coaie! Merg cu siringa asta de mașină. Mamă, dar se controlează ca în greu, frate. Mamă, e grea rău mașina asta de mers cu ea, dar e ca lumea, îmi place. Hai că până acum parcă îmi place jocul, îmi place grafica. Olo, cum am dat-o parape, mâncați-a și gurată. Știi să ajung primul, pe bune? Chiar am înțeles. Băi, optimizarea este bună, am restul pe medium, iar textura o am pe high. Evident că este open beta, așa că nu vă așteptați la minuni. Jocul o să mai primească update-uri, desigur, vă dați și voi seama că nu... că orice joc are nevoie de patch-uri. Așa că hai să ne bucurăm de minunatul The Crew 2. Sincer, chiar am așteptat acest joc cu sufletul la gură. Cred că trebuia să fie lansat mai în martie, din câte mi-aduc eu aminte, dar nu știu de ce se lansează pe 26 iunie. Așa că sper să vă placă și hai să ne ținem bine cu mine pe volan și să vedem ce poate să facă acest joculeț. Ok, până acum este ok și mi-a plăcut foarte mult chestia asta, inventivitatea asta, să te transformi din mașină într-un avion. Mi se pare o chestie foarte, foarte tare. E open world jocul, din câte am citit și eu pe internet. Puteți să explorați această hartă
cum doriți voi, dacă vreți să mergeți pe apă o puteți face, dacă vreți să vedeți de sus o puteți face și așa. Și jocul, sincer, are niște puncte foarte, foarte mari. Din pa- What the fuck is that? Coa Inception? Ce dracu e ăsta? Coa Inception, mă jur. Să mu- What? Coa Inception? Mama, am văzut filmul ăsta în 2000, nu mai știu cât era. Mamă, de parcă te ce amețești, ești nebun la cap. Ați văzut cum s-a, cum s-a strâmbat harta, ești nebună. Așa ceva. Respect. Hai că prea mult colo am în mine astăzi. Prea mult, prea mult zen am. Exces de zel. Bun. Ce vreau să vă spun. Sper să vă placă și nu știu dacă să vă convine acest program pe care l-am stabilit eu, dar am zis că este mai bine așa decât să postez în fiecare zi. Nu știu, este o decizie a mea și sper să fiți și voi de acord cu ea. Sau dacă aveți sugestii de program de postat, puteți să-mi spuneți, că nu mă supăr. De live-uri știu că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, oare, băi Dragoșe, când faci un live stream? Mai, chestia asta e că chiar nu știu, adică de live stream-uri parcă nu mai am chef, nu mai am poftea de făcut live-uri, dar o să fac, o să promit că o să încerc din tot felul că am vacanța asta, oricum o să vedeți un live stream, nu o să mai fie ca vacanța trecută în care nu am făcut niciun live stream, pentru că știți și voi, povestea a trebuit să mă mut și a necesitat foarte, foarte multă muncă, oboseală, stres și așa mai departe, pentru că în general când te muți trebuie să ții bagaje, trebuie să-ți ajung părinții, de crap bagajele, totuși n-a fost atât de ușor, a fost chiar greu, pentru că na, vă dați voi seama, chestii să mai cumpăr ceva, să mai aduc ceva la mașină și așa mai departe, până ne-am mutat aici cât de cât, a durat ceva, așa că acum sunt slavă cerului ok, pot să fac clipuri și pot să fac lesimă, așa că vă pregătiți. Uitați și despre clasa asta vorbeam eu la începutul clipului, că vă puteți, puteți să vedeți orașul cu din avionul ăsta. Deci mi-a părut la început cu cu stânga, cu click dreapta, nu știu ce, cu... și totuși n-a reușit. M-am apucat și o să învăț că cică dau bacul în august, așa se spune. Și acum sunt la Eminescu, frate, la Luceafărul și pot să zic că mi-a mâncat viața, deci băi, nu, băi, efectiv mi se pare atât de greu Luceafărul, deci nu vă, deci efectiv nu vă vă mint cu nimica. E foarte, băi, este un, e o poezie foarte grea, adică se explice unea de 20 de ani ce a vrut să spună autorul, e ceva, nu știu, mi se pare că e prea greoi așa, adică nu, e că nu înțeleg de poezia asta și mă enervează foarte mult, dar nu știu cum o să fac, adică trebuie să învăț, asta e fără, dar cum, nu știu. Așa, am văzut și eu jocurile de la E3, bă, nu pot să zic că, eu știu, că o să apară, eu știu, cele mai wow jocuri, dar o să apară, am văzut că, o să, că apare Just Cause 4, care iarăși, pot să zic că la Just Cause 3 au dat-o în bară, în afară de grafică, nu mai impresionează cu nimica. Iar Just Cause 4, să sperăm că o să aibă și poveste, dar și grafică foarte bună. Așa, ce mai ce joc o să mai apară? Dying Light 2 o să apară, iarăși un joc foarte interesant, așa cum trebuie să aleg. Hai să mă alegem Los Angeles-ul. Ok, vreau să selectăm asta fără niciun fel de întrebare. Ok, deci, Just Cause, deci Dying Light 2, v-am mai zis de el. O să apară și un joc de Walking Dead, mi se pare că o să apară două jocuri, unul de la Telltale și unul cu grafică mișto, zici că e GTA 6, chiar habar n-am cum se cheamă. Nu știu cum dracu, dar e mișto rău, e cu bătrânul ăla cu barbă, e mișto rău ăla. Da, o să vă zic eu. Cam asta, mă rog, jocul ăsta care m-a impresionat. Ah, și Battlefield 5, frate. We tune our rides, show them off and race. If that sounds like something you want in on, you gotta show me something. I'll loan you a car, but you gotta do the driving. If you win, you're one of us. Just remember, the car's a loaner. Don't scratch it. Ok. Asta ce joc mai apare așa? Mai apare un joc Anthem, parcă se numește. Nu știu de ce toată lumea e entuziasmată de acel joc. Sincer, am văzut trailerul și nu m-a impresionat cam cu nimica. Acum nu știu din perspectiva voastră, nu știu cum mie nu mi-a plăcut. Eu ce aștept, jocurile pe care le aștept eu,
E, sunt așa, The Walking Dead, că v-am mai zis că sunt două tipuri, unul așa, unul de la detalii și altul care are graficul de GTA 6, dar amândouă, de fapt, le aștept. Assassin's Creed Odyssey, care este stat în Grecia antică, cu 500 de ani înainte de Assassin's Creed Origins. Și chiar s-a, din câte am văzut eu, chiar joculețul ăla chiar are potențial, poți să joci cu două caractere, bărbat sau femeie. Eu cred că o să joc cu o femeie pentru că tot timpul în let's play-urile mele am jucat cu bărbați, deci a dominat chestia asta cu masculinitatea, aș putea să spun, iar chiar avea să dau o șansă puterii feminine, să vedem cum răzbate puterea feroce a unei femei frumoase. Bun, dar să apară pe 5 octombrie, e foarte important, adică mie îmi place foarte mult că apare la începutul lunii octombrie și nu la sfârșitul lunii, cum a apărut și Origins-ul, dar a fost o dezamăgire pentru mine, sincer să fiu. Mă, grafica, vă spun și de ce a fost o dezamăgire. În primul rând că grafica nu m-a impresionat cam cu nimica, povestea a fost mediocră, efectiv nu m-am simțit atașat de niciun fel de personaj de acolo, nici de Bayek, nici de... bă, de nimic, frate, știi, nu știu, efectiv nu m-am atașat de nimeni, adică, de exemplu, uitați, Assassin's Creed Rogue, da, care a fost lansat în 2015, gândiți-vă că ăla, nu știu, a durat mai mult un fel de DLC pentru Assassin's Creed 4, da, dar jocul ăla, frate, chiar mi-a lăsat, nu știu, o amintire plăcută și chiar l-a jucat oricând, frate. Da, sincer, la Origins trebuie să faci level ca să-l bați pe unul și așa mai departe. Nici nu știu, nici nu cred că o să... nici măcar nu o să termin, dar mă rog. E mai degrabă un gameplay, așa să vă arăt cam cum se joacă, sincer că e cum să și pierd. Deci nu trebuie să câștig, ok. Mamă, dacă mă bagă cu elicoptere, cu de-asta în belly pula, că habar n-am, nu știu, trebuie să mă uit la setări. Așa, sincer, Assassin's Creed ăsta mi se pare că a fost făcut așa, în grabă, doar ca să fie acolo de umplutură, dar în rest nu mi-a plăcut. Nu știu de ce toată lumea a spus, mama, Assassin's Creed Origins e altceva. A fost o copie ieftină a lui Witcher, a vrut să se predice la nivelul jocului Witcher 3, dar nu a reușit și a cântat ce gura acum. Vedeți dacă nu aplaudez o dată pe săptămână? Mă rog, cred că o să fie duminică, cred. Dar o să vedem, o să postesc cât pentru și joia viitoare. Pentru două zile, mamă, e cald de muri. Gândiți-vă că mi-am... las că zic după aia. Okay. Drifting, drag racing, you get the idea. Și altul să zici, băie cofsiua. Now, pick your ride. Get behind the wheel and let's see what you got. Mamă, e una dintre deciziile alea importante pe care trebuie să le fac la începutul jocului. Mai bine să-mi dea, nu știu, să-mi aleagă, nu știu, cineva o mașină, pentru că eu cine știe ce alegeri dubioase fac eu. Mama, adevăr, ia. O, puteți, opa, mă, aveți și firă, o mâncați-și gurata, ia. Asta e mai mult pentru pizde, pentru cucalar în devenire, pentru oameni serioși cu bani, iar asta este o mașină pentru Blood and Wurst. E foarte cald, opa. N-am mai luat ăsta ventilatorul, pentru că dacă îl pornesc o să audă urât în clip și chiar nu vreau treaba asta. Trebuie să ajungem un timp. Nu? Uitați, gata, am ajuns la cursă. Acum trebuie să fac cursa, frate. Hai că parcă... bă, îmi place. Aia acum să încercăm să și câștigăm. Să fim și noi pe primul loc. Oh, shit. Adică nu poți să cazi pe o persoană. Așa. Uitați, mașina mea e cea mai șmeche dintre toate. La o parte! Vine Blood and Wurst aici. Face mare dreptate. Mamă, dar îmi place jocul ăsta, e ok. Mamă, dar drifturile astea sunt, deci, drifturile astea sunt, bine, ușor de făcut, dar mi se pare ca mașinile sunt cam greu de controlat în momentul când vrei să o faci o curbă. Nu știu dacă este
nu știu, prea realist sau, nu știu, se controlează cam greu, parcă sunt niște bușteni pe, pe patru roți. Așa, nu știu, așa mi se pare, nu știu dacă e normal. Când am condus în viața mea și probabil că e mai realistic așa. Nu știu, poate dă o notă, eu știu, de realist, da? Deși nu... Adevăr că fiind un joc de curse, trebuie să aibă ceva realism în el, nu? Opa! A, uitat ce fac aici. Bag aici frumos un nitro, mă duc torpila. Opa, 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 opa. Hai că sper că mă duc bine, frate. Nitro, ce... Neba, să zic așa, în plus față de ceea ce văd, adică... Nu știu ce aș putea să mai... comentez. Chiar este de o atmosferă plăcută. Nu știu, la grafică... Mi-a plăcut, sincer, să fiu Need for Speed Payback ca și grafică. Povestea din Need for Speed Payback a fost mediocre, dar a fost ok. Acum să sperăm că povestea din The Crew 2 o să fie una foarte bună. The Crew 1 chiar mi-a plăcut foarte mult. Modul în care puteai să-ți faci upgrade-urile la mașini. Totul, efectiv chiar povestea și chiar a fost, mi-a plăcut. La The Crew 1 chiar a fost ok, la The Crew 2 am ceva mai mari pretenții, pentru că na, dacă The Crew 1 a fost un joc foarte bun, aștept ca și The Crew 2 să fie la fel de bun. Sper să se pirateze, adică eu încep cu stângul, nu știu, sper să fie cât de curând. O să vedeți, deci o să probabil să facă un Waltrup pe cadranul aspect. Așa că, na, acum să ne concentrez că chiar vreau să ajung pe primul loc. Cred că cursa asta este obligatoriu să fii pe primul loc, așa că o să fiu mai tăcut. O să mă concentrez pe cursă. O să spuneți voi că este un comentariu, știi, gen pe video, dar nu, e totul real. Așa. Pa? Mamă, deci până acum e ok. Stânga. Băgăm nitro aici, dar nu știu cum naiba s-a dus ăla pe primul loc. Aaa, finisher. Aaaa, de cap. Să vezi că am pierdut acum. Second, okay, nu e atât de rău. E baldul, adică nu e nici foarte rău. Eu zic că e bine. Bă, scriștig, ești începător, frate, adică... Ok. Ok, deci putem să strângem loot-uri și să ne upgradăm mașinile. Ok. Și acum unde? Și acum unde să mă duc? Ia, vedem. Bludenwurst. Vedeți și voi norii cum arată, deci arată odios de urâți. Odios. Zici că, bă, deci și Mario, frate, din, știu că am văzut un clip cu joc Mario și norii din acel joc erau mai frumoși și mai realistici decât norii ăștia. Sunt efectiv niște pete, ca să zic așa, adică arată, uitați-vă și voi, în 2018, pe bune, să arate norii așa. Nu știu ce să zic. Referitor la grafică, acum ca să dăm un fel de, nu știu... Facem așa un fel de rezumat la ceea ce am văzut până acum. Grafica nu pot să zic că mă impresionează. Pentru 2018 am și pretențiile mele sunt ceva mai ridicate. Adică chiar vreau să văd calitate. Luni și mă rog, toată săptămâna zic să fie așa un clip de ăsta mai special, care vă spun să învățați, să fiți conștienți, să vă gândiți acolo, să fiți pe subiect. Dacă e să mă întrebați pe mine, cred că o să pice... la istorie secolul 20, pentru că, mă rog, având în vedere că anul trecut a murit regele Mihai, s-ar putea să bage secolul 20. Bine, nu acum asta, nu cumva să repetați doar secolul 20, e important să treceți și prin perioada medievală. Iar la română cred că o să pice O scrisoare pierdută, cred. Așa cred eu acum, nu știu ce să zic. Dar nu știu, fiți și voi atent acum, depinde la geografie. Nu știu, lumea spune că e ușoară geografia, dar nu e așa de ușoară, pentru că sunt foarte multe râuri, lacuri, bălți, câmpii, dealuri, dealurețe și așa mai departe. Deci, băi, sincer am aflat că România chiar este o țară bogată și păcat că nu este folosită cum trebuie. Și mi se pare că chiar este o... cum să zic, o dezam...
o dezamăgire pentru că avem o grămadă de resurse, iar noi nu le putem folosi. Adică nu le nu vrem să le folosim, să fim așa corect. Așa, pentru că dacă, de exemplu, oamenii n-ar mai arunca chestii de genul ăsta, dacă n-ar mai polua aerul și nu s-ar mai tăia copaci și așa mai departe, desigur, vremea era stabilă. Păi mi-amintesc eu că când eram mai mic, prin, nu știu, clasele a patra, a treia, verile erau, într-adevăr, erau călduroase, dar înăuntru, de gen, în momentul când ajungeai în casă, era răcoare. Ei bine, acum afară este foarte cald, iar în casă este și mai cald. Iar lucrul ăsta este nașpa, pentru că, vedeți voi, în parcursul acestor ani, vremea s-a deteriorizat foarte, foarte rău. S-a schimbat în rău, adică gândiți-vă și voi că acum revenim la ce am pornit eu când eram prin clasa a patra. Când eram prin clasa a patra, verile ajungeau undeva pe la vreo 30-32 de grade. Pe vremea aia era foarte cald, într-adevăr. Noi nu eram obișnuiți cu călduri de la tropicale, subtropicale, din Egipt, din, eu știu, din iad sau chestii de genul ăsta. Vedeți voi cum s-a schimbat, adică atunci era chiar vară. Noi acum nu mai avem anotimpuri, frate, deci noi acum, nu știu, deci noi avem doar vară și iarnă, adică nu mai avem toamnă, nu avem primăvară. Primăvara era foarte cald, țin eu minte treaba asta, era foarte cald, iar vara este insuportabilă. Și când plouă, se face așa o năbușeală în toată casa și te simți, nu știu, îți creează niște stări de-asta, de moleșeală, o astenie, ca să zic așa, e nașpa. Mă rog, pentru voi v-aș recomanda să mâncați fructe, să consumați mult lichid și aici mă refer la apă, deci nu vă imaginați băgată, ne-a zis Dragoș la Dracul Praznic, să bem lichide, adică să bem orice fel de lichid, nu, apă minerală, vă puteți băga, eu știu, să beți, eu știu, o bere, cum o să beau diseară și, m-am încălzit foarte rău, foarte, foarte rău. Sunt un ocean de apă acum, pentru că transpira foarte, foarte rău și cred că o să prea și clipul aici. Deci, în concluzie, vremea asta s-a stricat datorită acțiunii, din cauza omului, mai pe scurt, ce să o mai lungim, din cauza omului. Și sper să aveți o săptămână cât mai frumoasă, sper să, nu știu, să luați bacul, am mare emoții pentru voi, chiar am mare emoții, efectiv să vă concentrați pe ce aveți voi acolo, să nu vă grăbiți, să citiți cu atenție și v-aș da un sfat pentru cei care, nu știu, sunt blocați, ca să zic așa, adică nu se văd cu examenul luat, luați un foaie de hârtie și scrieți, nu știu, 50 de motive pentru a lua bacul și, nu știu, să spunem că după ce o să iau bacul, o să beau o bere, după ce o să iau bacul, mă duc în centrul vechi cu prietenii, și automat creierul o să se vadă cum ar fi să ții bacul. Știi ce zic? Adică, de exemplu, uitați-vă și voi la mine. Deci, la mine se produce un blocaj. Deci, eu nu mă văd cu bacul luat. Nu mă văd. Dar dacă încep, de exemplu, acum să scriu, nu știu, să spunem chiar și 10 motive, cred că sunt de ajuns pentru a putea creierul tău să vadă cum e să iei bacul, știți? E, și chestia asta o să vă ajute. Și, na, baftă pentru mâine, să aveți o zi cât mai frumoasă, o săptămână grozavă, iar noi ne revedem joi cu un nou gameplay de For Honor. Sper să vă placă acest gameplay din tot sufletul. Știu că poate n-a fost o alegere taman grozavă, dar eu am vrut să dau o șansă să-mi spun o părere. Cum v-am mai spus, nota mea este 7, la ceea ce am văzut până acum, asta mi s-a dat pe tavă, asta am punctat. Să aveți grijă de voi, pentru că nimeni nu o să aibă. Așa că v-am pupat, o săptămână grozavă și ne auzim joia viitoare, dragi prieteni. Și galii mei la vlog golonesc un po. Ce-oare faci trap și cu un exofia? Yeah. Mai bine îți dau toate de antura jos. Mai bine să fac să plou decât să scopă la serios. Oare ne pasă nouă? Yeah.